Există multe feluri de mame. Mame care au o slujbă, mame casnice, mame iubitoare și mame mai distante. Dar nu contează ce fel de mamă ai, dacă relația cu ea e bazată pe dragoste. Astăzi, cu ocazia celebrării zilei mamei la Kingdom High, noi vom susține. Dar nimic nu testează relația dintre mame și fii mai mult decât întâlnirea cu realitatea. Secretelor cele mai alese ale bucătăriei internaționale. Eu. El? Fac pariu că nici măcar nu știe care e diferența dintre o oală și o cratiță. Somnorosule, se face târziu. Ce? Cine? Cine ești tu? Potolește-te, Blake. Mereu faci glume, chiar când ești adormit. Mamă, te-ai întors! Oh. Mamă? Băieți, mi-ați lipsit atât de mult. De-abia așteptam să mă întorc. Jake și Blake, episodul 18. Despre mame și fii. It's over now, this is goodbye. I made a choice, I'm leaving now. Won't feel no pain, won't shed a tear. The end is here. There is nothing left to say. Just feel like running away. You're free and never have to see me again. This is the end. It's over now. I made a choice. This is goodbye. This is the end. Bună dimineața, domnul Fink. Pentru cei ăla salve. Știi că urăsc margaretele. Păi, cu tot respectul cuvenit, domnule, nu sunt pentru dumneavoastră, sunt pentru mama mea. Știți, mama adoră margaretele. Așa că le-am cumpărat dimineața de vreme, fiindcă mereu se epuizează de ziua mamei și... Ce vești ai, salve? Da. O doamnă foarte elegantă, cărând puține bagaje, a sosit dimineața de vreme la reședința Hill. Și s-ar putea, știți, pare a fi... Ei bine, cred că e mama lui Blake. Am cumpărat asta de la un butic în Burundi. Nu e adorabilă? E superbă! Nu-i așa, Blake? Da, e splendidă, dar nu ești obosită după ce ai călătorit așa mult? Asta mi-e slujba. Trebuie să găsesc destinații noi și exotice pentru clienții mei de la agenție. Uite ce am pentru voi! Ce e? Nu-ți place? Bineînțeles că îi place, mamă. A rămas fără cuvinte. Nu-i așa, Blake? Da. Asta e așa personală. Fanii mei... Vor cădea pe spate... Văzându-mă purtând asta. E așa lucioasă. Sigur te simți bine, fiule? Este mama! Cu mama revenit în oraș, noi suntem într-o situație extrem de periculoasă. Trebuie să văd ce se întâmplă în casa aia, chiar acum. Lasă-l pe Raymond să intre. În acest caz, n-ar trebui să instalăm videocamere în toată casa? Este exact ceea ce avem nevoie. Tu vei fi responsabil cu instalarea. Eu? Eu? Da, nu. Domnule, aveți nevoie de un tehnician. Știu asta. De-aia e Raymond aici. Da. El îți va da instrucțiunile pentru instalare. Dar tu ești acela care va intra în casă și va instala camerele. Și salve, fă o treabă mai bună. Eu? Bună, bunicuță, ce mai faci? Sunt bine, dragă. Bine, fiindcă îmi par cam tristă. Care-i problema? E doar că e ziua mamei și mereu mă întreb dacă te-am crescut bine. Dacă ți-am oferit căminul plăcut, cel pe care îl meritai. Desigur, tu mi-ai oferit toate astea și încă mai mult. Ești cum se cade și grijulie
și niciodată nu mi-aș putea imagina o mamă mai bună decât tine. Nu. De fapt, eu vreau să vii cu mine la școală pentru celebrarea zilei mamei. Jake, ar fi o mare onoare. Oh, și e nevoie să mă ajut să gătesc ceva foarte, foarte impresionant pentru Annie. Ah, nicio problemă. Am o pereche de trucuri care o vor lăsa fără replică câteva secunde. Te iubesc, bunico. Oh, și eu te iubesc, dragule. Te iubesc. Ai crezut vreodată, mamă, că trebuie să ai mai mulți copii? Mai mulți copii? Nu știu. Voi doi mi-ați fost de ajuns. Dar ce ai fi făcut de pildă dacă, de exemplu, aveai gemeni? De ce pui toate întrebările astea, Blake? De fapt, ce vrei să afli? Vreau să aflu lucruri. Lucruri despre care poate noi nu vorbim în această familie. Ca de exemplu ce? Ce-i cu tine azi, Blake? Nimic, mamă. Nu contează. Ne vedem mai târziu, da? E întuneric și murdar aici. Și nu e aer. La ce te așteptai? La o croazieră în Caraibe? Haide, taci din gură și fă-ți treaba. Repede, aranjează camera. Și acum, întoarce 55 de grade către est. 72 de grade sud. Acum înapoi 2 grade. 54 de grade nord. Înclină-o spre stânga. Aia nu-i stânga, salve. Aia l-altă-i stânga. Înclină în jos. O, haide. Da. Un monstru? Sunt eu și nu sunt monstru. Stați să o reglez. Nu sunt un monstru, sunt un idiot. Un idiot că v-am lăsat să mă convingeți să fac asta. Gura și fă-ți treaba. Știți că vă sunt devotat, domnule. Da, e ziua mamei. Am și eu o mamă. Dar tu nu mă auzi pe mine, schelelăind, nu-i așa? Domnule, cu tot respectul cuvenit, mama dumneavoastră trăiește în Siberia. A mea e aici, după colț, haide, aveți o inimă. Vrei să insinuezi că eu n-am inimă? Urăsc când oamenii spun că eu nu am o inimă. Eu am bine, o inimă. Bine, am o inimă. Am o inimă ce palpita. Scuzați-mă, mai doriți ceai, doamnă? Nu, mulțumesc. Buddy, ai idee dacă i s-a întâmplat ceva lui Blake? De ce întrebați? Fiindcă se comportă straniu. Ceea ce spune, ceea ce poartă, chiar și ce cântă. Când a început să cânte balade? Și insistă să mă întrebe toate lucrurile despre trecut. Poate ăsta e felul lui de a vă atrage atenția. Poate îmi simte lipsa. Nu știu ce să vă spun despre asta, dar aveți dreptate, s-a schimbat. Mult. Nu mai e același. Ce-i zgomotul ăsta? Parcă ar fi șobolani. Hăi, ce dezgustător! Nu vă temeți. Știu să mă descurc cu șobolanii. Mă întorc într-un minut. E așa frig aici? Așa frig aici, în ghet. Fă-ți treaba și încetează să schelălăi, salve! Nu schelălăi, doar că îngheți, așa frig. E așa frig? Hei! Stați! E mai cald acum? Da! E bine acum? Cred că e prea cald. Prea cald! E teribil de cald! Cald! Arde! Acum Blake nu juca prea aspru. Nu uita că joci cu mama, nu cu colegii tăi de echipă, da? Desigur, nu te îngrijora. Stai o clipă, mama. Hei, poți să nu mai privești așa sever? Vrei să-și dea seama că nu ești Blake? Mor să întreb dacă a avut gemeni și ce a făcut cu al doilea bebeluș. Dar încetează cu asta. Cel puțin acum. Mă străduiesc, dar nu e ușor. Sunt bucuros că te-ai întors, Jenny. Sigur mă poți ajuta să le readuc în formă pe Blake. Cum adică în formă? Nu ai observat? Se comportă ciudat. Nu e același tip care obișnuia să fie. Gata? Haide, Blake! Blake! Oh, Doamne!
Pare așa de rău, Blake. N-am crezut niciodată că te pot răni așa. Rău, ai fost așa filosportiv. Nu te îngrijora, a fost un accident. Doctorul trebuie să vină. Poți să-ți aduc ceva? E doar... am nevoie de tine, mamă. Puiul meu. Ai fost mereu atât de puternic și independent. Niciodată nu m-am gândit că ai atâta nevoie de mine. Cu ce să te ajut? Doar adu-l pe doctor, te rog. Hei! Bună dimineața! Bună! Da, puteți fi atenți o clipă, vă rog. Bine ați venit, bun venit fiecăruia la această celebrare a dragostei și aromelor. Și hai să începem cu unul din felurile mele legendare de mâncare. Eu l-am numit Darul de Sus. Această prăjitură este așa ușoară și moale ca acum... au, au, ți se topește în gura. Pare că Darul de Sus a fost o cărămidă. Terminat frumos! De fapt, acestea, mă rog, e o variațiune de la rețeta originală cu o structură mai ronțeibilă pentru cei cărora le place marmura? Jim, marmura ți-am spus. Stai liniștit, tată. Lasă-i să încerce rețetele alea. Și mai devreme sau mai târziu poate ieși din cuptor ceva bun. Ha? Sunt atât de bucuroasă că e doar un mic cucui în frunte. E pentru prima oară când se întâmplă? Așa cred. Ei bine, mereu există o primă oară pentru orice. E bine că a fost mama ta cu tine, să aibă grijă. Mama a provocat, mama a reparat. Bun, toată lumea afară. Blake trebuie să se odihnească. Max, rămâi. Nu te supăra, mamă. Ei, dar nu prea mult. În regulă. Am o idee și o să am nevoie de ajutorul tău. Bine. Mama, vino aici, repede. Ce este? You're so, so close and yet so distant. I cannot understand. Love is such a contradiction. I really wonder why. The tender love that grows within me is a secret I conceal. There is no one I can talk to. I wonder if it's real. I was so decided. I had given up on love. But the more I think about you, no, I need you by my side. Was walking in the desert until you came along. Suddenly my life's filled with happiness and hope. Și apoi preotul îi spune rabinului: fii oaspetele meu. Încerci să fii în centru atenției, ha? Hai să regreți asta. Elevi, mame, vă rog să reveniți la mesele voastre ca să putem continua atelierul. Acum am să vă învăț să preparați o altă specialitate a mamei mele. Este scatagliata di capezzone, o specialitate italiană care, fără îndoială, vă va încânta. Trebuie să amestecăm foarte bine, așa. Domnule Valley, fiți amabil și dați-mi zahărul și scorțișoara. Nu, tată! Tată, nu folosi asta! Ale, nu-mi spune mie cum să pregătesc preparatul de referință al mamei mele. Dar acele shakere nu... Tatăl tău știe ce face, Alan. Nu, da, tată, așa e. Pleacă de aici, haide! Da, tata știe ce face, haide, cară-te! Du-te, hai, cară-te, pleacă! La mulți.
mulți ani de ziua mamei. Să fiu cu tine e cel mai frumos dar. Așa că arată minunat. Iar dumneavoastră, doamnă, veți primi prima felie. Mulțumesc frumos din partea dumneavoastră. Da, da. Savurați-o. Mulțumesc. Regulă. Această prăjitură îmi amintește de frageda mea copilărie, când mama mea obișnuia să pregătească acest minunat fel. Acele scumpe amintiri îl fac să plângă. Cred că îi lipsește mult mama. Lasă-mă să încerc. Este scârboasă. Mama dumneavoastră a încercat să vă omoare? Nu vă amuzați pe seama domnului King. Probabil că a făcut-o o greșeală nevinovată. Țărmanul om. Bună ziua, domnule! Eu vin de la compania Slayson Security Systems. Cum vă pot ajuta? Atenție la ce spui! Asta e ultima ta șansă să-ți termin treaba. Termin eu? Gata! Definitivat! Ce ați definitivat? Modernizarea sistemului dumneavoastră de alarmă. Vedeți? Compania a detectat o avarie în instalație și trebuie să verific toate aceste circuite. Mhm. Auziți băzăitul? Nu chiar, v-am auzit pe dumneavoastră. Ascultați! Această casă e totalmente neprotejată. Trebuie să verific întreg sistemul de alarmă imediat. E foarte grav. Bine, atunci intrați. Leningrad, Stalingrad, Bolșoi. Cum termin cu asta? Mă duc să văd pe mama. Pardon? Am și eu o mamă. E un delict? Gracias. Hei, ce face ea cu King? Nu știu, dar el pare foarte fericit să discute cu ea. Ei bine, pot avea atenția dumneavoastră, vă rog? O să continuăm cu atelierul cu sprijinul generos al doamnei Kathy, prezent aici. Va fi noua mea asistentă. Acum eu am explicat meniul mamei mele, iar dumneai va pregăti felurile de mâncare sub atenta mea supraveghere. Așa că o să debutăm cu... prăjituri cu cremă. Da, prăjiturele cu cremă pe care mama obișnuia să mi le prepare în după-amiezele ploioase ale copilăriei mele idilice. Mi-a plăcut cântecul ăla. E așa emoționant. N-am știut că poți cânta la chitară. Sau să scrii melodii în astea. Ei bine, sunt multe lucruri pe care nu le știi despre mine. Oh, da. Multe. Ai dreptate. De fapt, am fost un pic îngrijorată când am observat cât de mult ai schimbat. Am crezut că e vina mea. Dar mie îmi place persoana care ești acum. Mai matur, mai sensibil. Ce este? Adică totul e în regulă. De ce să plângi? Nu e niciun motiv să plângi. Blake, tu nu știi adevărul. Care adevăr? Da, da, și cu mine. Noi te-am mințit. V-am mințit pe amândoi. Stai, asta are legătură cu nașterea mea? Tu nu ești fiul nostru natural, Blake. Te-am adoptat. A fost un naufragiu îngrozitor. Și ambii tăi părinți au murit. Pe tine te-am putut salva. Era un bebeluș atât de mic și nevinovat. Așa că te-am luat în grijă. Și aceasta e istoria cum ai devenit fiul meu, Blake. Pe mine unde m-ai găsit, mama? Pe tine nu te-am găsit, te-am avut.
Noi eram atât de fericiți că l-aveam pe Blake, încât ne-am dorit mai mulți copii. Voi doi reprezentați cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Cel mai bun lucru. Știi dacă era și alt bebeluș? Ați văzut un alt bebeluș în acea furtună? Un bebe chiar ca mine? Noi te-am găsit doar pe tine. A fost un miracol că te-am putut salva. Te rog, iartă-mă. Eu am vrut să-ți fiu doar o mamă bună. Asta e foarte grav. Acum Blake va încerca să afle cine este mama lui reală. Păi, asta e ceva firesc? Hei, ce e mai important în viață decât mama, nu-i așa? Bună seara! Unde crezi că pleci, Salve? Păi, mă duc să-mi văd mama, domnule. Serviți, doamnă! Iar aici, pentru dumneavoastră, toți, serviți-vă! Toate sunt bune ca ale mamei mele! Delicioasă! Îți plac, Jake? Le iubesc! Dar nu așa de mult cum te iubesc pe tine! Știi ceva? Mulțumesc că ești aici pentru mine! Și că mă înveți să fiu o persoană mai bună. Mulțumesc, Jake. Hei, oameni buni, haideți să o aplaudăm pe Kathy. Mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult. Deoarece acesta tiner a avut un asemenea succes, ce spuneți despre un altul săptămâna viitoare, a? Mătușa mea Gertrude m-a învățat limbajul florilor, așa că vă voi explica cum să creați minunate aranjamente florale. Dar unde vă duceți? Nimeni nu te poate învăța cum să fii o mamă perfectă. Și nimeni nu te poate învăța cum să fii un fiu perfect. Dar dragostea nu se poate baza pe minciuni. Dragostea e bazată pe adevăr. Și o dragoste ca asta dăinuie pe vecie. It's here you'll settle your